Salut! În această lucrare practică, veți determina coeficienții de viscozitate ai unor lichide. Pentru început, să descriem noțiunile teoretice utile pentru această lucrare. Fluidele sunt substanțele care prezintă proprietatea de curgere. În realitate, mediile care au proprietatea de curgere sunt lichidele și gazele, drept care se numesc fluide reale. Viscozitatea este o forță de frecare internă care se opune curgerii fluidelor reale și care este generată de forțele de atracție intermoleculare. Curgerea poate fi laminară atunci când traiectoriile oricăror două volume mici de fluid real nu se intersectează sau turbulentă când traiectoriile se intersectează. Tranziția de la curgerea laminară la cea turbulentă este legată de un parametru specific fiecărui fluid real, numit coeficient de viscozitate absolut. Uzual, acesta se notează cu caracterul grecesc eta. Viscozitatea sângelui depinde de mai mulți factori, precum conținutul proteic, hematocritul sau temperatura. Hematocritul precizează cât la sută din volumul sângelui este ocupat de eritrocite, valorile sale normale fiind în jur de 40%, ușor mai ridicate la bărbați decât la femei. Viscozitatea sângelui are valori crescute în cazul pacienților suferind de poliglobulie, atunci când numărul de globule roșii din sânge crește peste limite normale, în diabet, ori în situații de deshidratare puternică. Valoarea viscozității sângelui este mult scăzută în cazul hemoragiilor sau al diferitelor stări patologice, precum anemia sau scăderea conținutului de dioxid de carbon din sânge. În această lucrare practică, veți determina valorile coeficienților de viscozitate pentru trei soluții de cercetat folosind viscozimetru UBLODE. Această metodă este indirectă, relativă și constă în determinarea timpului de curgere a unui volum constant de lichid printr-un tub capilar. Pentru acest experiment veți avea nevoie de viscozimetru, cronometru, pahar Berzelius, 3 soluții de cercetat, apă distilată, seringă cu furtun și clemă. Viscozimetrul este un tub de sticlă cu 3 ramuri. Pe două dintre ramurile viscozimetrului se află câte un rezervor. Cel inferior este folosit pentru umplere și are 2 repere gravate. Cel superior, având un volum bine definit cuprins între două marcaje, se află deasupra unui tub capilar care asigură o curgere laminară a lichidului. Atenție! La început și la sfârșit, precum și la schimbarea soluțiilor de cercetat, trebuie să spălați interiorul viscozimetrului cu apă distilată. Folosind un pahar Berzelius, încărcați cu apă distilată ramura cu rezervorul aflat în partea inferioară până când nivelul apei ajunge între reperele marcate. Cu ajutorul clemei, obturați ramura de aerisire. Așezați etanș furtunul seringii la capătul ramurii ce are rezervorul în partea de sus și, prin aspirare, ridicați nivelul apei distilate peste marcajul superior. Eliberați pe rând ramurile viscozimetrului, scoțând întâi furtunul seringii, iar mai apoi scoateți clema. După golirea completă a ramurii cu capilar, vărsați conținutul într-un pahar Berzelius prin aceeași ramură pe care l-ați și introdus. Prindeți viscozimetrul de partea metalică inferioară și înclinați-l până la evacuarea conținutului. Primele determinări le veți face pentru lichidul de referință, care în cazul nostru este apa distilată. Urmați pașii descriși anterior pentru aspirarea apei distilate prin tubul capilar până deasupra reperului superior. Eliberați pe rând cele două ramuri. Apăsați butonul Start să porniți cronometrul în momentul în care meniscul apei ajunge la primul marcaj,
urmăriți scurgerea apei distilate prin capilare. Apăsați butonul stop când meniscul apei ajunge la al doilea reper și notați în tabel valoarea obținută pentru timpul de curgere. Resetați cronometrul. Efectuați 3 determinări pentru timpul de curgere al apei distilate și notați valorile în tabelul aferent lucrării. Repetați modul de lucru și efectuați câte 3 determinări pentru fiecare soluție de cercetat. Completați tabelul cu toate valorile măsurătorilor efectuate și calculați valorile medii ale timpilor de curgere. Atenție! Nu aruncați soluțiile, ci recuperați-le în sticluțele lor. Valorile densității și coeficientului de viscozitate pentru apa distilată le găsiți în anexele de la sfârșitul cărții de laborator. Densitățile soluțiilor de cercetat le aveți notate pe etichetele recipientelor. Calculați coeficienții de viscozitate absolută, relativă și specifică pentru soluțiile de cercetat folosind relațiile date.